Am revenit acum și cu partea electrică. Aici am scos mufele de la calculator. Da. Am verificat aici să fac o încărcare directă pe baterie. Da. Roșu plus, negru minus. Asta e mufa care intră în calculator și ia curent din baterie și invers se încarcă. Da, aici o mufă pentru baterie. Așa, și aici în altă, aici mai avem conectori și o siguranță fuzibilă de vreo 15 A. Am verificat aici cu aparatul de măsură să vedem cum să îi fac încărcarea. O să îl pun pe acest redresor să o să-i schimb mofa, adică din clește o să-i pun mofa asta ca să fie direct, să fie dedicat pentru această mașinuță. Pe aceste două cabluri. Așa. Aici o mai avut o defecțiune. Dioda aceasta. Dioda asta a mai fost și asta o problemă. Și ca să... bine, puteam să-i pun alta. Aș putea să-i pun alta, dar altă diodă. Dar nu-i pun altă diodă deoarece acest tip de redresor trebuie să sesizeze o tensiune de la baterie de aici din față ca el să pornească. O tensiune nu contează, 7-8 volți, să pornească, să știe în ce mod se află, 6 sau 12 volți, pentru că el este automat. Bun, și acum aici o să-i schimb un picuț electrica, da, pun fără diodă, ca, din cauza că ăsta e plusul de la baterie, deci vine direct de la baterie din față, plusul și minusul e ăsta de jos, iar ăsta alt fir este un sistem automat de decuplare a mașinuței, adică dacă el este pe poziția 1, adică pornit, de aici îi se taie contactul și chiar dacă e pornit, oprește total. Bun. Acesta a fost redresorul ei, încărcătorul, de 1000 de mAh. L-am testat eu și n-are 1000 de mAh, are 620 mAh. Foarte slab pentru bateria de 50 de amperi. Da? Slab ăsta și are o tensiune de 20 de volți, enorm de mare. Pentru că ea trebuie să încarci bateria cu curent, nu numai cu tensiune mare. Bine, se poate face și încărcarea asta cu tensiune mare, dar nu e prea ok. Bun. Momentan cam asta este. O să fac sistemul de încărcare. Aici pus pe direct. Să cu tub termocontractibil. Punem aici și cu un pistol cu aer cald. Asta este. Să vedem acum și cum a ieșit. Deci zona de contact nu prea mai are. Da. Și partea metalică e complet izolată. Să-l punem acum la loc și să-i facem redresorul. Să-i facem legăturile și e cam gata. Iar acum să vedem dacă încarcă. Da? Momentan nu, pentru că nu este băgată mufa. Când o să băgăm mufa, automat va detecta aici. Gata. Da, 13.1, real 12.92. Ok. Hai să începem încărcarea și să vedem și tensiunea care ne arată aici. Da, am pus direct bornele bateriei.
Da? Deci încarc 13, 12, 13, 13, 14, 15, 16, urcă. Urcă destul de ok. Da, cam asta este. O să le montez și toate la loc frumos și vă mulțumesc de vizionare. Abonați-vă la acest canal. Eu v-am salutat. Toate cele bune. La revedere!